Candidatul pentru funcția de primar al municipiului Bălți din partea Partidului Șansă, Victoria Șapa, și candidatul pentru funcția de primar al municipiului Orhei, Alexei Lungu, și-au prezentat programele de dezvoltare a celor două orașe. Aceștia au dat asigurări că vor contribui la prosperitatea și confortul localnicilor. În cadrul prezentării programului pentru municipiul Bălți au fost menționate planurile de dezvoltare a infrastructurii, de asigurare a transportului public gratuit pentru toți locuitorii municipiului și construcția parcului de distracții Nordland, ceea ce va contribui la dezvoltarea potențialului turistic al municipiului. Victoria Șapa a menționat că va oferi bălțenilor posibilitatea de a locui în condiții confortabile și moderne. Este bazele vieșe, без которых не будет развития муниципии. Sunt lucruri de bază fără de care municipiul Bălți nu se va putea dezvolta. Acestea includ reparația totală a drumurilor după standardele moderne, nu doar cele centrale, dar și a tuturor celor secundare, construcția drumurilor noi, modernizarea totală a tuturor curților cu blocuri după cele mai bune standarde, cu iluminare și terenuri de joacă pentru copii, modernizarea grădinițelor și construcția altora noi la necesitate, crearea noilor condiții pentru educația copiilor, un cinematograf modern în oraș. Victoria Șapa a promis și alocarea unei plăți suplimentare de 1000 de lei bătrânilor care au o pensie mai mică de 5000 de lei, iar părinților o alocație pentru fiecare copil născut. Și candidatul pentru funcția de primar al municipiului Orhei din partea Partidului Șansă, Alexei Lungu, și-a prezentat planul de dezvoltare în fața orheienilor. Acesta a dat asigurări că localnicii se vor mândri cu aceste realizări pentru că le vor schimba radical viața. Noi, echipa Partidului Șanse, garantăm continuarea tuturor proiectelor începute. Orhei nu va devia de la traiectoria modernizării infrastructurii. Reparația capitală în toate școlile. Un cinematograf orășenesc modern. Ajutor de 1000 de lei tuturor vârstnicilor cu o pensie mai mică de 3000 de lei. Aceasta este susținerea socială a generației în vârstă. Traiul în Orhei va fi confortabil și prestigios. Noi vom realiza programul relocării orășenilor din case vechi în apartamente noi și confortabile. Obiective sociale și sportive în Orhei vor fi mai multe. Vom construi un complex multifuncțional cu un bazin olimpic. Și noi împreună cu voi toți mergem înainte pentru a demonstra tuturor, așa cum spuneau colegii mei anterior, că Orheiul este inima Moldovei, că Moldova a pornit de aici, de la Orhei. În cadrul alegerilor locale generale programate pentru 5 noiembrie vor fi aleși 898 de primari și 9972 de consilieri în 896 de consilii urbane și rurale și 1086 de consilieri în 34 de consilii raionale și municipale.